Bună dimineața, bine v-am prieteni! Ponta se întoarce consilier onorific la premierul Ciolacu și Baxama se întoarce și în PSD. Unii o să spună, păi da, era normal, fiul risipitor se întoarce, a fost dat afară de Dragnea, mai sărac, etc., etc. Doar că seamănă un pic ca altceva. Adică omul ăsta, mândru că e român, care s-a dat și albanez, s-a dat, dat, și italian, are și cetățenie sârbă, este consilier și la Vucic, la premierul Destul de ciudat, al Serbiei, vine și ocupă o funcție în stat, e adevărat, neplătită, cu niște conserve legate de coada domniei sale, adică domnului Ponta. De ce? Omul ăsta a fost artizanul a ceea ce România putea să fie astăzi, un fel de colonie chinezească. Adică, să dăm tot ce înseamnă comunicațiile alea speciale pe mâna Chinei, să dăm energia nucleară pe mâna Chinei, să facem tot felul de hidrocentrale și tot felul de chestiuni de astea de energie da? și să le dăm pe mâna Chinei și dacă China, evident, să nu aibă nicio responsabilitate în contract și dacă cumva scade prețul energiei, luăm de la români, de la oameni, știi, că ne place să spunem români, nu așa, și dăm bănuți chinezilor, adică a făcut tot posibilul ca România să se îndepărteze de Uniunea Europeană, de partenerii euroatlantici și să meargă înspre China. O să zic că unii, domnule, era ideea lui. Ideea lui poate să fie în bucătărie când își face omletă, nu când conduce o țară. Bun, bun. Să-l ia premierul Ciolacu acum, înapoi, la guvern, aici deja aș merge cu filmul un pic mai departe. Aici nu mai este vorba de a uni niște tabere din PSD. Eu așa cred. Aici este vorba de a arăta Comisiei Europene că, voi noi putem fi și mai proști decât credeți voi că suntem. Adică, dacă nu acceptați condițiile noastre de non-reformă, da, uite, la noua pe tovarășul ponta și avem noi uh, o visare spre Est, că luăm bani de la Chinez și apoi nu știu ce faceți, nouă ne trebuie conservată puterea. Adică, nu-mi imaginez că celălalt nu știe de uh, acel scandal imens când totul era să fie dat Chinei, toate declarațiile lui, lui Ponta, plecarea lui Ponta ca singur lider european la Soci, sta acolo ca un cățeluș în spatele lui Putin. Adică sunt niște lucruri care au anumită relevanță acum, mai ales cu războiul ăsta din pornit de, de Rusia împotriva Ucrainei și împotriva lumii civilizate. Clar Ciolacu nu are cum să fie în afara acestor evenimente sau cel puțin să aibă știință de ele. Și atunci de aia mă gândesc că încet, încet se prefigurează un fel de vocație de asta ala la dâncilă. Dacă ai observat, Ciolacu a și spus la un moment dat, noi, noi nu mergem acolo să cer și milă la Comisia Europeană. Ca și cum te duci la Bruxelles cumva să negociezi pentru poporul tău și Bruxelles nu te lasă să negociezi pentru poporul tău că te obligă să tai să tai ficații poporului. Nu. Aici deja ar trebui discutat cu cărțile pe masă. Bruxelles nu spune ce reforme trebuie să faci. E treaba ta dacă faci reforme sau nu faci. Problema este că există un deficit bugetar pe care n-ai voie să îl încarci. Dom'le, atâta poate fi deficitul bugetar. Ce faci pentru asta este treaba ta. Nu se bagă Bruxelles în nici o politică internă. Doar ca ei noștri s-au obișnuit în felul următor. Să nu facă nimic în țară, și când se duc la Bruxelles și vin cu buzele umflate, să spună: ăiați de vină. Că noi n-am vrut să dăm oameni afară, ăiați de vină. Noi nu vrem să tăiem salariile, ăiați de vină. Da, dar nimeni nu spune că salariile la stat sunt mai mari cu 37% decât salariile la privat și nu este normal. Nimeni nu spune despre sutele de mii de pile băgate în companiile de stat. Nimeni nu vorbește despre sute de milioane de euro date spre digitalizare și ia ca te duci la medic și nu funcționează nu știu ce sistem de asigurări. Adică lucruri simple, lucruri care sunt, cum să zic, cine nu este din România are impresia că așa e normal. Nu este normal, băieți. Vă spuneam de, de, Albania, țara aia care încă visează la Uniunea Europeană. Și acolo poți plăti în euro și îți apare pe chitanță suma și în leca da? și în euro. În România, țară a Uniunii Europene, țară care uh, vorbea până acum câțiva ani despre intrarea în zona euro, etc., nu poți face asta. Nu poți face asta pentru că sistemul este blocat. Știu unde e blocat? În oameni. Pentru că partidele și aduc mereu, 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 mereu oamenii în companiile de stat. Ați văzut acea gravidă din Nordul Moldovei. Da? S-a rugat de medici să o opereze. A murit sub ochii medicilor, că medicii au stat și s-au gândit oare să o operăm, să nu o Știi cine e acolo, manager? Un tip care a fost contabil la o fermă. Da, la o fermă de albe. De... Vaci. Ok? Foarte, ok, meseria de contabil la o fermă. Doar că de aici până a te pune manager, fără nimic, nimic, nici nu știi unde siringile în, în spitalul ăla, e o distanță foarte mare. A fost pus de PSD. Întâmplător că pun și PNL-ul, stați niște, stai, pun și liberalii au faze de asta. Nimeni nu comentează. Nimeni nu pune în dezbatere nebunia asta cu numiri politice. Ori, când vrei să faci reformă, va trebui să renunți la astfel de oameni. Dar nu mai poți, pentru că sistemul de complicități în jur da, s-a cimentat. Adică s-au făcut acele găști de baron. Fiecare de ăsta din pus în guvern aiurea este omul cuiva. Ei bine, acum va veni ponta cu oamenii lui, Ponta cu oamenii lui o să vină iarăși și o să ne spună despre mândria de a fi român, despre Zelenski, așa zicea domnul Ponta, domnul cred că Zelenski vrea să ocupe Crimea, păi nu-i normal. Adică e ca și cum ne-ai spune unui, nu știu, unui adiniaș. Băi, eu cred că rușii ăștia vor să păstreze Basarabia, să zicem. Da, mă joc un pic cu istoria. Adică, păi n-a fost niciodată lor. Nici Crimea n-a fost niciodată lor. Ok? A, ah, sigur, a existat un parțial cu comuniști, cu așa mai departe. Asta este, tată, Nai ce să faci, nu poți să rupi istoria în două, că curge sânge de ambele părți. Dacă te apuci acum să rupi tot felul de granițe, cum că tu ai avut sau că tu nu ai avut. Ori Ponta vine pe o șmecherie de asta de. E un tip, cred că foarte luxuriant în discurs. Și o să se explic de ce. Omul s-a obișnuit să fie un maradonist în politică. Adică. Face din vorbe. Eu mă amintesc un interviu cu mama lui, nu e o chestie din familie, o spun așa, un interviu publicat în ziare și spunea uh, mama domnului Ponta, uh, i-am spus să-și lase nasul mai uh, jos pentru că gata s-a urcat pe cai mari și uh, un arrogant și jumătate. Arogan și jumătate și o violență extraordinară dusă în spațiu public. Amintiți-vă de Ponta cu Tudulistul. Da? puneți ghilimele, acel tudurist, acel, acel, uh, acele 11 puncte da, date de Comisia Europeană, uite ce înseamnă să fii european, da, e treaba ta dacă le faci sau nu le faci. Și a venit cu coada între picioare. A stat o săptămână cu coada între picioare, că după au început iarăși discuțiile despre mândria de a fi român, despre faptul că Bruxelles asta nu ne vrea binele, despre faptul că noi am face dacă n-ar fi ăia. Și atunci, încet, încet, bagi un fel de, de, de sămânță de asta de conspirație în spațiu public și mai ales la un popor de ăsta cu 2% de, pentru școală, hai să fim serioși că prinde și dacă arunci un creion, mă rog, creion, creion nu se aruncă -ă de obicei în România, da? dacă îl arunci în pământ și, de acolo iese o conspirație. Bun. De ce l-a luat? De unde până unde? Poți să înțeleg că vrei să mai aduci niște oameni din PSD. Dacă e o chestie, da, dar aia poți să o faci, nu știu, PSD sector 1, PSD sector 5 le a adus direct la guvern. Chiar dacă este neplătit, funcția aia creează niște, niște relații acolo, adică îi dai dintr-o dată sentimentul, puterii. Arăs tuturor din, din țara asta că băi, nu contează cine ești. Contează că dacă vreau să te aduc acolo să fii tu consilierul meu, ești. Este al 29-lea consilier al domnului Ciolacu. 29 de consilieri. Adică, până la urmă, mai bine bag un calculator. O inteligență artificială și pun pariu că mai repede și mai, mai ok ar merge țara asta, că este modernizare, cu inteligență artificială decât să meargă cu oamenii din, din uh, guvern. Aducerea lui Ponta mai arată o chestiune. Băieți, totul se iartă. Totul se iartă, a făcut, adres, f um, fă în acele, acele um, episoade la care te uitai cumva jenat cu nevasta, cum să-i zici, fă unei femei. Da? fă doi, n-a avut chiar de o inundație. Ăsta este domnul Ponta. Acum se recuperează și se recuperează nu un om, se recuperează o atitudine. Adică nu a fost nimic greșit în atitudinea domnului Ponta vis-a-vis -vis de China, vis-a-vis -vis de femei, vis-a-vis -vis de orice a făcut omul ăsta, n-a fost nimic greșit, recuperăm, iertăm și mergem înainte. În timp ce ceilalți, privații, de exemplu, vor trebui să plătească pentru asta. Cum adică, nicio problemă, mergem la Bruxelles, o să vedeți că vin de acolo cu tot felul de, ghilimele, uh, reforme, dar pe spatele privaților, în timp ce tot ce înseamnă statul român va fi, prin angajații săi, protejat. Da? Uh, sunt câteva miliarde de la patru companii, câteva vreo 5 sau 6 miliarde de lei noi, un miliard de euro, da? de la patru companii de stat. Nu le mai pune și pe celelalte până la 1200. Ei bine, de alea nu se atinge nimeni. Bacă e strategic, bacă nu e strategic, bacă e o chestie istorică, tot felul de îndemunit. Din când în când se mai aruncă așa cât un, cât un izvor de speranță. Dom'le, venim și facem uh, reforma asta administrativ-teritorială. Cine să o facă? Exact ăștia care de 30 de ani urlă împotriva acestei reforme. Ăștia care de 30 de ani, pe când să face o reformă administrativ-teritorială, vin să spună că vin bamoșierii, bavin ungurii, bavin nu știu ce. Nu o să facă nimic. Mai mult decât atât, o să facă altceva. O să facă tot timpul impresie, o să dea impresia tot timpul unor reforme care sunt oprite de Bruxelles și pentru care ei luptă, evident, lupta uh, pentru, ghilimele, români pentru, ghirimele, ce se întâmplă cu pensiile românilor și tot felul de gogorițe de-asta. Iar Ponta va avea un, un cuvânt de spus aici. Pentru că Ponta va fi cel care va spune ceea ce Ciolacu nu va putea spune. Adică Ciolacu se va întoarce și el cu două, trei rânze întoarse de la Bruxelles în timp ce nu o să spună mare lucru la televizor, o să fie așa mai supărat că uite, încercăm să-ți înțeleagă odată că statul ăsta trebuie reformat, etc. Și în spate va veni mândria de a fi român a italianului, albanezului, sârbului Ponta. Ponta are rolul ăsta de a fi, dacă vrei, matrioșca aia pe care domnul Ciolacu să o scoată mereu la nevoie pentru aia care ar fi cumva debusolați de ceea ce nu face PSD. Înțelegeți? L-a băgat aici, exact. Ați văzut vreodată vreun ventriloc de la care face la cerc așa? Domnul Ponta este acolo, la mănușă. Noi suntem aia care plătim biletul. Iar domnul Ciolacu va tăia liniști biletele și va sta la putere încă vreo șase ani, pentru că așa e poporul român, uită, rabdă, iartă și nu-i foarte inteligent public, istoric, tradițional.